am încercat să fac câteva discuții cu zavii de zona metropolitană, chiar și în, din Senat, m-am întâlnit cu foarte mulți primari din zona de Petrom. Am încercat să facem pe programul de dezvoltare pe erau galuri, acele galuri, mă rog, așa am încercat să am discuții cu ei. Legat de cine și cum conduce, a fost o decizie a unei anumite persoane, nu a fost în subordinea mea, nu în coordonarea mea, deci nu pot să-mi asum acum cine conduce, în ce formă conduce această zonă metropolitană. Domnul Bârzu a fost director în această zonă metropolitană. A fost director la zonă. Dar vă asigur că, din punctul meu de vedere, voi face tot posibilul și cred că strategia mea va pleca de la dezvoltarea zonei metropolitane. Ce pot să fac? Eu vă spun ce și cum pot să fac eu. Cei care au fost în funcție la zona asta metropolitană au avut salarii? Da. Din 1000 de euro pe lună. Nu. Sunt în funcție. Peste 20 de oameni, în ultimii 20 de ani, au luat bani. Nu, eu vă spun, Nu, dar stați un pic, că eu n-am pus o întrebare în ideea de a vă reproșa ceva, dumneavoastră. Credeți-mă că aș fi făcut mult mai mult. Aici e vorba de 12 ani de administrație și am rămas tot la proiect, încremenirea în proiect, ca să spun așa. M-ați ascultat o secundă, credeți-mă, am făcut tot posibilul ca această zonă metropolitană să fac viabil pe, din calitate de senator, din calitate mai mult pe persoană fizică, am avut întâlniri cu ochii mari și pe diferite proiecte. Aha. Am încercat să-i conving pe consultanță pe asta, cum pot accesa fondul pe gal și așa mai departe. Adică proiectul era blocat, practic, l-ați găsit blocat. Am făcut aceste demersuri, credeți-mă, pe cabinetul parlamentar sau persoană fizică, cum vreți, luați-o cum vreți. Iar vis-a-vis de acest mesaj, cine plătește dezastrul din spitalul nou, aparatură de milioane de statului? Bine, acum dezastrul din spitalul nou, cine ar trebui să-l plătească? Bine, aparatura, credeți-mă că aparatura nu este... Eu nu știu la ce se referă aparatura asta de milioane. Aparatura de milioane, nu este de milioane, nu știu exact care a fost valoarea exact. Dar important este, hai să nu mai gândim acum, dacă noi gândim doar negativ, ce s-a întâmplat până acum, hai să gândim constructiv. Acest spital, dacă reușim, am avut o întâlnire acum 2 săptămâni, pentru că am vrut să-mi țin promisiunea față de domnișoare de la Realitatea. Nu vă țineți promisiunea față de mine sau de Realitatea de Bacău? Vă țin promisiunea față de Bacău. Bun. Față de Bacău. Am vrut să-mi țin promisiunea, am avut din nou o întâlnire cu conducerea, chiar cu conducerea celor două societăți care administrează și cei care trebuie să ne preda proiectul, pentru că faptul că acum noi nu putem continua să începem o nouă procedură de licitație, se datorează în mare faptul că ei nu vor să ne preda proiectul. A fost o proiectare cu execuție și proiectul și cu toate amendamentele și necesarul de realizat până acum stă la dânsii. Nu vor să preda proiectul. Și deci suntem oarecum blocați. Suntem un litigiu juridic între primărie și dânsii. I-am rugat încă o dată, că, pentru că puteți să mă acuzați de orice. Dar pentru faptul că eu nu țin promisiunile, mi se pare cel mai urât lucru pe care... Vă repet, nu vă acuzem nimic. Deci mi se pare cel mai urât, pentru că sunt un om care mi-a ținut promisiunile, a fost o educație a mea încă din copilărie, să-mi țin orice promisiune. Și credeți-mă că am făcut absolut toate demersurile posibile să intrăm la spitalul municipal. Faptul că mi-au promis factorii de conducere, au două persoane de conducere de la ambele societăți, că îmi vor permite accesul cu 10 persoane la spitalul municipal și după o săptămână am primit răspunsul că, din motive pe care nu le-am înțeles, nu permit accesul, depășește logica elementară. Și cred că, ca să nu mai discutăm altceva, au primit probabil o dispoziție din partea altcuiva să nu permită accesul. Din partea cui, domnul? Nu știu, eu nu fac speculații. Păi ați făcut speculația, invocând pe altcineva. Nu pot acum să vă spun ce și cum. Domnule senator, și bătut, și bolnav, și cu banii luați. Dar nu-i proiectul, adică proiectul... Nu se poate interzice primăriei, autorității contractante să intre în... Pe un șantier. Dacă băgați cu gravi în casă, ea vă lasă din afară și nu vă lasă. Să divagăm de la subiect. Eu pot să merg acolo și să forțăm lucrurile. Dar ați folosit sintagma un litigiu juridic. Veți pregăti un litigiu împotriva? Dar este un litigiu acum între ei. Se va pregăti? Se va deschide? S-a deschis? Este deja un litigiu, pentru că în momentul în care s-a reziliat contractul, vor apărea probleme și, cum să spun, despăgubiri.
de o parte și de altă. Dar problema este că aș putea forța acest lucru. Deci în momentul în care am făcut această promisiune și puteam să nu fac, să nu fac promisiunea respectivă, credeți-mă că nu mi-am imaginat vreodată că un beneficiar sau că un cetățean va fi oprit să intre într-un obiectiv plătit, ca să spunem așa, din banii cetățenilor. Nu mi-am imaginat acest lucru. Și ca să forțăm lucrurile, credeți-mă, aș putea să forțez lucrurile să nu fiecare, eu să finanțez o cască de protecție pentru fiecare, să intrăm acolo, dar dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, nu știu ce se poate întâmpla legal. Păi,